a schimbat percepția asupra politicianului, a liderului din prim plan în ultimii ani? Ce ați constatat ca un politic și ca sfătuitor de un politic? Sentimentul pe care l-am eu e că imaginea despre politică e din ce în ce mai proastă, mult mai proastă cu fiecare generație care trece. Din păcate. Vina generațiilor de politicieni care vin, nu sunt pregătiți, nu au carismă, nu au... Unde e problema? Știi, până la carismă, pentru că nu fiecare politician trebuie să aibă carismă. O ai sau nu ai. Hai să ne înțelegem un pic. Într-un partid sau într-o organizație politică, sunt oameni care ar trebui să fie pregătiți să-i depistezi și să le cultivi acele calități care sunt necesare pentru a deveni un politician de succes. Și atunci, poate cineva e un foarte bun executant. Un alt politician poate să fie un foarte bun comunicator. Liderul, cel care e capul, într-adevăr, trebuie să cumuleze mai multe calități. Dar să știi că oamenii deja cer mai mult decât atât. Vor să-ți vadă background-ul, vor să vadă studiile. Și apoi, iartă-mă, când tu constați că ai politicieni care și-au diploma de bacalaureat la 30 de ani, că faci niște facultăți după 30 și ceva de ani, toate sunt astea, universitățile astea care au apărut ca ciupercile, faci universitate, ții licența în altă parte, după aceea să știi o meserie. Mulți dintre ei, dacă îi scoți din politică, sunt fără loc de muncă. Cum îi schimbă puterea pe oameni? Hai să dăm câteva exemple. Ce ați observat flagrant? Cum reacționează la putere un caracter? Știi că vorbeam la început despre Cronica de Cotroceni și o spun și în Cronica de Cotroceni. Trebuie să fii un om extraordinar de echilibrat, de stăpân pe tine. Trebuie să știi că nu scaunul ăla pe care vei sta tu, nu funcția aia te definesc, că e temporar. Sunt foarte mulți oameni care se definesc prin funcție și mi-aduc aminte din carte și așa e, că spuneați la un moment dat că unii și când răspund la telefon răspund cu deputat Popescu, adică exact. Tu te definești prin funcția ta. Foarte puțini dintre ei se pot defini printr-o meserie și la un moment dat, pur și simplu, dacă nu mai ești ceea ce ești, cum îți spuneam, să ai un loc de muncă, să poți să faci ceva, să poți genera tu ceva, știi?